1906-1905, până la 1975, n-a intrat român în Sfântul Munte. Nici cu închinatul, nici ca să rămâi în Sfântul Munte, să facă călugăr. Și așa s-a împătânat locașului românesc, care a fost o sumedenie mare. Da. S-a împătânat și oamenii s-au dus la Dumnezeu și locașului s-au pustuit. Și l-au luat alții. Și acum iar eu în ajutoarea lui Dumnezeu, că adică este liber să vie oricine în Sfântul Munte și să închine și unii dintre ei rămân aici ca să pustinicească spre slaba lui Dumnezeu și slaba neamului nostru românesc. Când toate aceste mari mănăstiri din Sfântul Munte, nu există niciuna ca să nu fie ctituri titanici din România. Mare bogăție au vărsat domnitorii românești în Sfântul Munte. Dar uite că noi nu ne-am îmbrăniți, să avem și noi o mănăstire. Avem mănăstiri, schiturile Prodomul și așa. Eu țin minte când eram eu acasă, noi am fost 8, dar vecinul nostru avea 12 copii. Și ce era? Erau săraci. Deci erau agricultori. Și agricultorii foarte rău am mers atunci în timpul acela. Că erau judane care luau prisosul agricultorii ce aveam noi. Și ce dădea? Ce dădea? Ce broie el? Dar nu i-a rămas de dat. Țin minte, timp și la adică, la socoteală. Dar din șarată ne-a cimentărit provizia de la cântar. E, dar oamenii își spune nimic, nu nimic. Am 10, azi mai am 2, și grad. Și nu ne dă de, că n-avem ce să dea dacă am vrut cofuri. O mămăligă acolo, pe împărturi cele de unde sunt dos, să mănâncă mult mămăligă. Și mămăligă și ea, mai avea o rac de brânză, tăie pui, făcea așa, dar la 10-12, dar cu toate acestea, binecuvântat Dumnezeu, copiii ce erau ca niște bujori. Da. Sănătoși, roșu la cap, la pată, că acum am mâncat cele mai mari bunătăți. E harul Sfântului Duh, priște omenire, nu ce vrem eu face. Orice face tu, omul, și orice de invenție ai făcut, e bun, sigur că e bun. Dar dacă ești fără de Dumnezeu, nimic nu-i bun. Da. E, mila Domnului să fie cu toți și Domnul să ne vine cu toți. Ceva, sunteți duhovnic? Da, sunt și duhovnic. Și sătuiți creștinătatea toate că oameni suntem și comuniști am petrecut și acum și fără comuniști să avem grijă de sufletul cel fără de moarte. Vrând nevrând alunicăm și facem păcate, fie mici, fie mari. Dar vedeți bunătatea lui Dumnezeu cea mare, dacă te duci cu smerita, cu ditare, cu credință, înaintea preotului duhovnicului care are har dat de Dumnezeu prin punerea mâinilor episcopului și devine duhovnic, el are binecuvântare să te sfătuiască cum să scapi de păcate. Și în momentul acela, păcatele făcute, preotul când te binecuvântează, și 10 rugăciunea care a lăsat-o Sfinții Apostoli, Sfinte, orice ce păcat ai avut, s-a iertat și ai devenit ca un sfânt. Acum, după povața duhovnicului, a să faci o mică, nu? Sau ce l-a luminat harul Sfântului prin duhovnic, fără să depărteze de canoanele Sfintei Biserici,
Și tu te-ai făcut de om păcătos, te-ai făcut om sfânt. Numai ca să nu te mai reîntorci la cele făcute. Și Dumnezeu te-a făcut. Și chiar dacă banii păzărte, iar ai făcut celelalte, iar te duci la doctorul sufletesc ca să-l curățești sufletește. Vezi, cu orice boală, alergăm din grabă la doctor, care se pricepe și să ne, și medicamente să ne dea ca să ne însurătoșim. Așa la fel, mai mult decât și mai important, este pentru sufletul omului. Că el trebuie să se îmbolnăvească, să cade, are fel de fel de păcate, să ne punește niște boli nevindicabile dacă nu alergăm la duhovnicul sufletesc, la Părintele Duhuncesc, ca să-i spui cu smerita cugetare, cu părere de rău că ai făcut cu tare păcate și Dumnezeu te iartă. Nu ca să te duci, mă duc să mă spomenesc, nu, să-ți adun simțurile cele sufletești și să știi că ai supărat pe Creatorul nostru cu păcatele tale. Și duci cu smerita cugetare, Doamne, mă rog, iartă-mă că am greșit. Într-o aceeași secundă, Dumnezeu te binecuvintează și te iartă, dacă te duci cu smerita cugetare. Duhovnicul o să-ți dea omul cărunaș și ala cât de ușoară îi mântuirea omului. Dar trebuie, iarăși, să arătăm lumii întregi, că din faptele noastre să arătăm omenirii întregi, suntem români și creștini ortodoxi. Că dacă sunt creștini, dar nu-i nimic, mă duc și la papă, mă duc și la turci, mă duc și la... Nu e așa, nu e așa, trebuie să ținem cu strictețe ceea ce ne-au lăsat Sfinții Părinți, ceea ce a hotărât, cum am spus mai înainte, cele șapte somare ecumenice, acela e adevărul. Și cu Dumnezeu înainte. Timpurile sunt grele, conducătorii omenirii nu au devenit ca... Ați făcut o bucurie spunându-ne că o să ne fie de folos că am venit la Muntele Atos. Sigur că da. Vedeți și alți vizitatori care nu sunt creștini ortodoxi, chiar în germană au venit înainte de a începe, când au început drumurile să facem Sfântul Munte. Sfântul Munte nu mult timp de când au început drumurile, adică pentru mașini. Era numai cărări. Mergea molare, cai, măgare și nu era căruți cu tare în Sfântul Munte. Dar lumea, vreau să spun istoria care mă sub germanul și ale ce, părinte, eu am mulți ani de când îmi vine Sfântul Munte, cu toate nu sunt ortodoxe, dar sunt creștini. Da. Și cu trei ori toate mănăstirile am cutrierat și la Atos sus mă duc și stau în noapte acolo și am o bucurie sufletească. Și merg pe jos. Aceea e bucuria mea, că aici atâta mari de ani, atâta sfânt, sute și mii de părinți sfinți au sfințit cu sângele și cu zidorile lor și pietrele. Și când merg prin Sfântul Munte, eu zic așa că merg pentru un rai pământesc. Și are tot dreptul. Poate atâta mult sfinți au fost în Sfântul Munte. Da. Și sunt și acum mai ascuns. Și după da, bunul Dumnezeu și nu ar năbăli dușmanii ortodoxiei ca să strice orânduielile, e bine. E bine. Dumnezeu să vă ajute și să vă bine cu Dumnezeu. Voastră. Bine a făcut foarte bine și noi ne bucurăm, dar uite, eu m-am îmbătrânit. Sunt bolnav și greutățile s-au mulțit, dar slăbit să fie Domnul. Înțeleg. Nimica nu se face fără hotărârea Domnului.
toate boalele sunt rele și nesuferabile, dar omul când n-are ochi e ca mort. Dar dacă așa o binecuvântat Dumnezeu, eu îi mulțumesc zi și noapte lui Dumnezeu că așa este.